Ai, ai. Apropo, n-am terminat ghidul că m-a blocat încă două studii care l-am găsit de pe Puiet Veloz, care vin și argumentează că este și o predispoziție genetică pentru Puiet Veloz. Și atunci stăteam și mă întrebam, ideea de decapotare a măcii, de eliminarea măcii, se gândește pentru a elimina partea de genă, dar ce se face cu trânturii pe care regina aia i-a împrăștiat? Bun, acum, eliminarea reginei are două efecte. Pe de o parte că îți vei schimba genetica cât se poate, pentru că nu schimbi tot. Și până la urmă, frumusețea unei familii de albini este că ea, împrecherea sa poliandrică, face ca să ai într-o familie o serie de albini care au, nu știu, un instinct de curățenie mai dezvoltat, deși ele sunt doar o parte din semisurorile de acolo. Și atunci te ajută să fii, chiar dacă să schimbi regina, chiar dacă nu vei avea, chiar dacă o parte dintre trânturile cu care s-a împerecheat, să spunem, au o genetică proastă, în speranța că ceilalți vor avea o genetică bună. Și al doilea efect care este, și asta e foarte clar, prin schimbarea reginei vei induce oricum o mică pauză de puiet și vei da șansa să-și facă mai multe curățenie, să mai elimine puțin din infestare. Eu, spre exemplu, când am avut situații cu puiet văros, dacă n-am avut regină să schimb, am pus botcă. Și atunci creez o pauză destul de mare de puiet până ea se împerechea și până începe să ouă, și atunci ai o perioadă în care ele reușesc să se curețe, să spunem, să întrerup puțin din ciclu. Și ajut și din perspectiva asta. Dar nu sunt de acord cu tine, fiindcă partea asta rămâne, tot ce înseamnă partea de boală rămâne acolo, ciupercă rămâne acolo. Rămâne de acord, dar întrerup totuși din ciclul de puietri, dai o șansă totuși ca să mai curețe. Dar eu aș vedea o valabilă ce spui tu dacă albina aceea aș face lui la pachet și aș pune pe ramea curate. Dacă îmi Va apar. fi situația ideală, dar e mai complicat puțin totuși să faci Deci asta. dacă îmi apare manifestarea asta, când tu o să sizezi la urgici, deja acolo este o descendență, o decadere, o decădere, o scădere Corect. a puietului albinei. Deci. Nu, ideal așa ar fi. Ideal dacă ai o problemă sau ai un stup care vezi chestia asta și nu e generalizat, asta cred că e soluția ideală. Să scuturi albina, să curăți ce ai pe fund, să curăți lada sau să o înlocuiești, scuturi albina și îi pui doar rame noi, doar La. foiți sau așa. Și aceea ai scăzut foarte mult din infestare, evident. La fungi, clorul e suficient. Mai există ceva, dar clorul e suficient. Știi? Dacă vorbim de fungi. Dacă faci o spălare sau o stopire cu fungi, nu. Pardon, stopire cu clor pentru fungi, merge. Știi? Da, n-am strupit niciodată, am avut câteva cazuri, dar singura chestie care am făcut-o, dacă am făcut-o cu lunești pe aia, n-am făcut-o și o revenit singur, a fost să schimb matca. Să-i pun o botcă sau o altă matcă, să schimb matca, dar n-am avut niciodată infestații mari, adică doar să văd câteva pupi pe aici, pe acolo, sau puțin împrăștea puietul, dar cum am văzut în alte părți în care să fie efectiv o infestație serioasă, n-am avut niciodată. Pe asta nu pot să spun. N-am dat niciodată cu clor, n-am tratat cu nimic niciodată. Deci, efectiv, prima dată când am avut problema asta a fost cu stupii aceia de producție de piele de la salcâm de la Vișina. Așa, și ce am spus, mi-a dat energică substanța, băgat-o în sirop, am administrat-o, s-a schimbat problema, n-am mai avut probleme cu, știi, n-am omorât regine, n-am schimbat nimic, totul a fost ok. Așa. Și nu s-a întâmplat nimic. Cristian, ne auzim? Nilo, ți-am trimis de câteva timp, de 10 minute pe cel în cont, link-ul. De asta am tot lungit aici vorba, că te așteptam. Da. Altfel, era un studiu care argumenta partea asta genetică, abordând ca și cum ar fi vorba de o proteină, melanină sau ceva de genul ăsta, nu mai să scapă cu un detaliu tehnic,
pe care s-a regăsit ca factorul de acezar. Dacă tot așa scurt la subiectul cu Băros, a scos feroza, este, se împrăștie, sau mă rog, este în forma ei cea mai periculoasă atunci când ajunge în stadiul 2, să spunem, de larva, când larva este practic tare și este larva dură. Dacă larvele infestate sunt scoase de albine când sunt mai mici, ascosferoza nu ajunge să sporuleze și în, aproape că nici nu vedem când se vindecă. Dar asta este exact ce spunea și domnul Petruc. Trebuie să ai niște albine mai sensibile la semnele de boală ale puietului ca să ia larva în primul stadiu, în prima etapă de infestație cu ascosferoză. Pentru că în momentul când ajunge în stadiul 2 și ascosferoza sporulează, atunci sunt miliarde de spori, iar problema devine serioasă. Asta e diferența genetică. Dacă familia este mai higienică, atunci, după ce larva se îmbolnăvește, albinele simt asta și le scot larvele mici afară repede. Nesporulând, concentrația sau numărul de spori total din familie scade treptat prin neemulgire și familia trece ușor și gata. Aproape că nici nu vedem de multe ori. Dacă familia nu e higienică și lasă larvele la bolnave să ele cresc în continuare, pentru că ascosferoza trece din intestin, sparge peretele epiteliul, peretele intestinal, intră în țesuturi și consumă, crește și sporulează. Dar e o altă etapă a vieții acestei ciuperci. Dacă n-ajunge acolo, pur și simplu, boala dispare. Te salut, Dilo. Cezar, tu ai dreptate. Să știi că, dincolo de treaba asta, există și tratamente, dar, din păcate, să-l dezamăgesc pe Gabriel. Apropo, ai primit nota 10 și aplauze de la doamna Geluca Melniciuc, ți-am spus că sunt și doamne. Sunt cu tratamentele cu uleiuri esențiale, două uleiuri esențiale care au efect. Asta am găsit ca studii pe subiectul ăsta de puiet văros și de asta ca și Cristul, din păcate, l-o să scriu o prefață, s-ar putea să scriu o carte, știi? Așa. Eu vreau să fie ceva simplu, cum a făcut Gabriel, sintetizat, nu prea o scol la cap. Nilo, dacă ai microfon și ne auzi? Sper că poți să deschizi. Bună seara, la mulți ani, Crăciun fericit cui serbează în seara asta. Crăciun fericit și la mulți ani. La mulți ani și mă bucur să vă aud. Asta e vocea ta, că data trecută aveai altă voce. Dom'le, dacă ai vedea ce microfon mi-am cumpărat, deci cu braț, cu pămătuf, cu... am senzația că sunt... Uite tu aici. Cum să spun. Inclusiv antiscuipător ne-am luat. Adică, tu vezi aici ce te am eu? Nu, că nu ne arăți. Ba cum? Cum nu îți arăt? Arăt. Nu arăt. Uite la aici. Nu se vede, nu știu unde să mă uit. A, tu nu ești pe YouTube. Și nu ne vezi aici în chat-ul ăsta. Ba, stai așa. Ba da, dar în chat-a... Ah, stai că mă plicea. Da, acum. Acum. Vezi aici? Da. Ăsta este cu care am schimbat și eu câteva, dar în final am ajuns la asta, s-a meritat. Da. Mi-am luat un microfon acum vreo săptămână, așa mai deștept. Da, vă spun bună seara încă o dată. Am vrut să spun dac analfabet. Am greșit acolo când am scris. Era vorba de faptul că nu știi cine-i Roxin. Te-am făcut dac analfabet. Tocmai a marcat bine unul dintre colegi. Daci n-aveau alfabet. Da. Noi vorbeam prin semne. Da.
Mai ales după ce beam destul de mult, făceam numai semne. Da. Da. Cum sunteți? Cu ce vă lăudați? Eu voiam să am ascultat o anumită poziție repetată de mai multe ori la altcineva, nu dintre noi de aici, legat de Scabatox. Și voiam să vă întreb ce părere aveți? Aș răspund eu că eu am folosit Scabatox. Am folosit și Tactic până prin 2016. Okay. Părerea mea este simplă. Când eram copil, aveam un vecin, Dumnezeu să-l ierte, care avea oi, era pasionat. Omul nu trăia din oierii, dar avea oi, mergea la Sibiu, aducea berbeci, plătea o groază de bani. Era o pasiune pentru el mai mult. Și în fiecare primăvară, cred, primăvară, da, avea o roată așa mare de tractor, de combină, de ceva, o roată imensă care era întinsă și era așa ca o vană lungă, era tăiată și întinsă ca o vană. Și acolo punea o substanță numită lindavet, care erau tot niște sticluțe, se amesteca cu apă și ieșea ca un lapte, așa, cu un miros puternic. Dintr-o sticluță din aia, atunci era sticlă din sticlă, cu cap de mort, relief pe sticlă. Turnau o sticlă de aia în, nu știu câte găleți de apă, cât erau în chestia aia, și se facea ca un lapte, așa, după care oile erau trase, pe, ținute cumva de cap și trase așa cu spatele prin substanța aia să se îmbăieze bine, după care erau plimbate o perioadă, erau lăsate și apoi erau duse la apă, unde la fel erau în apa Sucevei, într-un șuvoi, erau tot așa ținute de cap cu picioarele sus ca să iasă soluția din lână. Și asta, mă rog, omora toate căpușile, tot ce erau, era o substanță foarte puternică, dar avea un miros pătrunzător, îl simțeai din gospodăria vecinilor. Și omora toți peștii și toate broaștele și mormolocii. Omora tot ce se putea, dar oricum atunci era atât de poluată apa că era un combinat de fibre artificiale care oricum mare lucru n-avea ce o mai omorâi pe acolo. Era aproape caustică. Bun, la Scabatox. Eu la un dat, după ce am terminat cu făcut soluție de Scabatox cu ulei de parafină și cu alte chestii, m-am lămurit cu tratamentul ăsta, îl dădeam cu fureto, cu, mă rog, tot felul de raw fureto-uri și fureto-uri artificiale făcute artizanal de noi, mă rog. Am avut de tratat, la un moment dat am tratat de purici, am zis, dacă tot mai am sticuța, să tratez de purici câine. Și am folosit Scabatox așa cum scrie că ar trebui folosit. E bine, în momentul în care pui puțin Scabatox într-o grată de apă, era exact aceeași emulsie, exact același miros ca la lindavet. Deci nu-ți vine să crezi într-o sticluță mică cum face o grată de lapte dens la reacția cu apa. Și care unde vreau să ajung? Mică ca asta? Nu. Te invidiez, dar nu. Deci era o sticluță mică, sub 100 de mililitri, 100 de mililitri că avea, puneai câteva linguri într-o gată de apă și așa un lapte din asta. Adică avea niște agenți de emulsificare foarte puternici. Gândiți-vă că noi băgăm aceste substanțe în stupi, care stup, substanțele astea părdoaș poate sunt liposolubile, vor rămâne în ceară, vor face foarte mult rău. Nu doar varoa prin amitrazul care îl conțin atunci au efect, ci prin tot ceea ce băgăm noi în stup și rămâne, nu mai zic de administrarea asta cu fureto, cu ulei de parafină și cu alte chestiuni. Sau cu gaz lampant, cu lichid de aprins cărbunii, cu tot felul de rețete de genul ăsta. Eu în iarna dintre 2016-2017 am ieșit destul de șifonat. Asta deoarece am tratat intensiv, de multe ori, cu fureto și cu Scabatox sau cu Tactic. O greșeală care am făcut-o atunci eu a fost că am făcut într-o sticlă mai multă soluție ca să nu trebuiască să o fac diluția de fiecare dată. Și probabil că asta și făcut mult mai rău pentru că amitrazul nu este o substanță foarte stabilă și care se păstreze ușor. Probabil că s-a degradat mult din amitraza, din concentrația amitrazului. Eu mă bucuram ca prostul că văd că cad păduchi, dar eficiența era oricum scăzută. După aia am mai învățat eu și alte lucruri.
Dar din punctul meu de vedere, substanțele acestea pentru oi, vaci, nu știu, pentru tratat rapița de tot felul de gărgărițe sau ce dăunători mai sunt acolo, pe care noi îi băgăm, le băgăm în stupi, împreună, noi ne uităm doar la substanța activă, dar nu ne gândim și la ce efect au toți acești agenți de emulsificare care fac ca cu o lingură de scabatoc să faci o coloană de substanță care are o consistență de lapte. Deci, efectiv, sunt niște emulsificatori puternici. Toate toxinele astea noi le băgăm în stup. Și eu, din 2016, n-am mai folosit așa. Asta chiar voiam să subliniez, că în alte chat-uri, în alte live-uri, se discută profund despre faptul că scabatoxul e o mare otravă, ca urmare a excipienților care îi conține. Și m-am pus și am socotit, frate, ce sunt excipienții. Scrie la Scabatox, dacă îl cumperi, care are alchibenzenosulfat, trietanolamină și polisorbat 80, Kixilen. Și acum, întorcându-ne înapoi la acești excipienți, luați la rând, doar primul dintre el face referire la faptul că este ca o pudră de sinteză organică, așa, folosită în industria petrolierului, dar este tensioactivă și se folosește și în săpunuri. Săpunul, șamponul și așa mai departe. Celălalt, trietanolamina, da? Este pentru stabilizarea pH-ului și se află în foarte multe produse cosmetice. Polisorbat 80, este un ingredient foarte versatil, solubil. Așa permite uniformizarea uleiurilor esențiale și vegetale în apă. Așa se folosește ca emulsifiant. Iar xilenul, bănuiesc că majoritatea știm, se folosește la mase plastice. Un întăritor, cum vreți să-i spuneți. Ceva ce ține moleculele aproape. Asta vis-a-vis de cum o cheamă, vis-a-vis de Scabatox. Mă interesează dacă amitrazul, bănuiesc că l-ați clasificat ca și antivaroa, punct. Da, bănuiesc, nu? Ceilalți excipienți, vi se par atât de periculoși? Tu i-ai considerat. Mamă, câte mesaje. Înainte de toate, să spun replica: închin un pahar de hidromel în sănătatea ta. Eu țin o țigară în sănătatea ta, că asta fac eu acum. Toate substanțele astea noi le știam de mult, le-am studiat pe la grădiniță, aproape mă uitasem de ele, așa că deja jumate din public s-au dus la culcare când ai început să înșiri. Ce să-ți povestesc? I-am înșirat cu bună știință, nu fiindcă voi nu știți, ci pentru că rămâne treaba asta. Știu, Și voiam dar să o lămuresc ca ținută minte. tu aplicai ce a spus Gabriel, că dacă noi vorbim așa de academic, culcăm foarte mulți. Noapte bună. Dar nu-ți face griji, că ne reascultă unii dintre ei. Acum, întrebarea este următoarea. Dacă, și fă experimentul ăsta, dacă pui o lingură de scabatox într-o găleată de apă și reușește să transforme, practic, apa respectivă într-un lichid cu altă consistență, cu altă culoare și cu un miros foarte puternic, ce se întâmplă cu acelea substanțe și cum reacționează acele substanțe care poate în anumite compoziții nu sunt toxice direct într-un mediu în care celulele sunt făcute din ceară, în care probabil reacționează sau nu cu ceara toate aceste substanțe, nu știu care sunt liposolubile și care nu sunt, cum reacționează cu lichidele din interior. Adică astea toate situația, acești agenți sunt foarte puternici. După care, noi nu băgăm doar amitraz plus acești excipienți. Noi băgăm acolo și, nu știu, lichid de aprins cărbune, care și ei au o compoziție chimică. Sunt și produși petrolieri, habar n-am exact ce conțin. Dar în niciun caz nu sunt substanțe care să se găsească în mod natural în stupi, care să fie într-o cantitate, dacă nu infimă, încât să nu afecteze, adică
la o fumigație cu varachet, spre exemplu, cantitatea lor este mult, mult mai mică decât ceea ce băgăm noi cu fureton stupi. Și iarăși vorbim și de efectul de, cum se spune, de acumulare. O altă chestie care am observat eu când tratam. Am avut, și se întâmplă în august, ce puțin la mine, din cauza faptului că la floarea soarelui tendința este de a bloca cuibul, ajunge apoi să ai cumva generații de puiet, adică găsești rame, ouate, după care cu puiet larval mic, efectiv, cum a găsit spațiu după ce a fost deblocat cuibul, au făcut acest efect de a oua și găsești rame întregi de puiet de cam aceeași vârstă. Nu mai este puietul acela amestecat, se văd exact cum sunt rândurile, cum a trecut ca niște benzi așa concentrice, dar găsești astfel de rame. Eu vă spun un lucru. Am marcat cu pioneză, înainte de a trata, am marcat astfel de rame cu puietul alvar mic. A fost o oată din nou. Puietul respectiv a murit, a fost înlocuit și după aceea le găseam cu ouă. După care tratam cu fureto. După tratamente, mai zic că făceai 3-4 tratamente, foarte multe măci se pierdeau. O altă chestiune. Peste iarnă, de atunci nu-mi dădeam seama până n-am trecut pe acid oxalic, peste iarnă, numărul de familii care se trântoreau, care ieșeau în primăvară fără matcă, vedeau matca în timpul iernării, sau care aveau o matcă trântoriță în primăvară, era destul de mare. Adică la 40 de familii aveam 6, 7, 8 astfel de situații în primăvară. Asta în condiții care tratam destul de mult, că era tratamentul de bază, asta era baza tratamentului. Erau aceste tratamente repetate cu fureto. Ori toate aceste efecte până la urmă fac foarte mult rău. Nu vorbim atât de amitraz în sine, ci vorbim de tot ce băgăm noi ca chimicale în stup în mod repetat. Poate că luate individual, nu știu, nu sunt, nu au efecte toxice pe pielea umană. Ok, înțeleg asta. Dar vorbim totuși de altceva. Și de faptul că noi băgăm o astfel de substanță și iarăși, în afară de un singur studiu care explica cât de rele sunt aceste tratamente, nu există nicăieri, dar absolut nicăieri în lume, nu există vreo aprobare pentru acest tratament făcut cu tactic sau cu altceva, cu alte substanțe similare, că practic între tactic și scabatox sunt diferențe infime sau minime, cam aceeași conținut, să spune, și cu aceleași aplicări. Nu știu, spune să cabatox este o copie a tacticului, dacă vrem să spunem așa. Ori nicăieri nu a fost agreat în lume acest tratament. Dacă ne uităm la rețetele artizanale de pe bază acid oxalic sau pe bază acid formic, ele au fost în multe state aprobate pentru a fi folosite ca medicamente la albine. În SUA sau în Canada, spre exemplu, rețeta de acid oxalic prin picurare sau prin vaporizare cu fâsfâsul respectiv sau prin pulverizare sau prin sublimare sunt rețete aprobate, cumperi de la magazinele apicole acid oxalic dihidrat pudră și ai acolo frumos cele trei utilizări care sunt aprobate ca utilizări ca tratament pentru albine. Există chestia asta. În cazul tratamentului cu scabatox sau cu tactic, deși a avut și el o întindere, o răspândire internațională destul de largă și se vorbește în mari reviste de apicultură despre acest tratament, el a rămas întotdeauna un tratament interzis. De ce oare? Adică asta îmi pun întrebarea. Gabriel, am o scurtă întrebare. Nu o lua personal, iau ca pe o analiză. Spui că ai dat cu scabatox și acum nu mai dai. Deci încă o dată, nu e o întrebare personală, e o analiză. Te simți vinovat că ai făcut lucrul ăsta, că ai dat cu scabatox? Da, pentru și spun și de ce. Nu pentru că am băgat toxine, că am poluat mierea sau alte chestiuni. Mă simt vinovat pentru faptul că eu am ieșit foarte șifonat din apicultură și am văzut oameni cu zeci de ani de experiență care au rămas fără albine după ce s-au încrezut și au folosit aproape exclusiv acest tratament.
Deci este un tratament care te înșeală, un tratament care îți dă impresia că ai făcut o mare lucru, că vezi păduchii morți, îi vezi la Urdiniș, efectiv, cum ies albine. Și nu e vorba de faptul că opărești câteva albine acolo la Urdiniș sau că pierzi câteva măci. Da, știi că pierzi câteva măci. Problema este cu câți păduchi rămâi. Bun, acum o întrebare, ultima, și încă o dată nu la personal. Apelativul criminal ți s-ar părea normal să-ți fie adresat? Nu, deci, dar în general, la orice chestiune, nu poți să faci pe cineva criminal că folosești tratamentul respectiv. Dar mie mi se pare că față de albine este un tratament extrem de dur. Dacă spui este criminal față de albine, da, aș putea să înțeleg chestia asta. Să spui că cineva este criminal că tratează cu scabatox, nu. Nu, nu, criminal. Dar de omorât albine, da, le omoară. Și dacă Omoară, ai să. adică vezi albine inclusiv opărite la Urdiniș, adică din ceea ce am folosit și eu. Te întreb pentru că discutați, cred că pe la început, despre. Tu, chiar tu spuneai Da. că nu ai dat filme din stupina ta, fiindcă atitudinea oamenilor este cum este. Eu sunt unul care n-am dat niciodată nimic din stupina mea. Tu am înțeles că totuși ai făcut-o. Nu, doar poze sau alte chestiuni, da, pentru că, da. Da, filme nu. Revenind la momentul acela, te întreb cât de tare te-ar supăra sau ar fi deranjant pentru tine ca cineva să ți se adreseze cu termenul de criminal, nu vis-a-vis de albine, vis-a-vis de copii, vis-a-vis de oameni. Nu, asta e mizerie, dar sunt mulți care mă fac în toate felurile și pur și simplu am ajuns să nici măcar nu mai complic. Când văd astfel de chestiuni și astfel de abordări, pur și simplu dau bloc și merg mai departe, că n-ai cu cine, deci... Nu, dar când cineva îți începe o discuție să te facă, bă, criminalul, n-are rost să mai spui mintea cu el. Astăzi, fiica mea Inaz m-a întrebat, tati, dacă omori un criminal, numărul scade? Și i-am spus nu, rămâne același număr. Tocmai era locul. Da. Na, chiar Numai da. puțin, scuze, Da. numai un pic. Nu rămâne același, numărul de criminal crește cu 1 dacă omorim criminal, nu scade sau rămâne același. Pentru că tu omorând criminalul, tu la rândul tău vei deveni criminal. Păi și asta Da, înseamnă. dispare el. Dar Tu îl dispare. înlocuiești ca număr total de criminali în viață. Rămâne constant numărul. Rămâne constant. Mă scuzați că deranjez. Eu acum am intrat. Prin ce metodă ați aplicat scabatoxul? Eu, la vremea respectivă, prin furetul, pe benz sau pe fire de moc, n-am aplicat niciodată. Și era și atunci se practica. Eu atunci dădeam cu furetul. Aveam un furetul de ăsta artizanal, după care cumpărasem de la stuparul.ro un model american sau așa, care, mă rog, era, dar nu era originalul. Nu era originalul cel italian oricum, dar tot era unul făcut de fabrică, să spunem. Și astea erau cu care foloseam. Inițial foloseam cu artizanal, cu conductă din aia de cupru făcut. Și iarăși am cumpărat, am avut din Ucraina și foloseam o perioadă, Varomor se numea. Îl am și acum undeva prin pod. Varomor, care era tot așa, făcut de ei, cu avea un fel de, cred că de la drujbă era un fel de la, avea un fel de clăpiță de dozare, era o chestie mai deșteaptă, și ăla avea avantajul că dădea aceeași cantitate și nu era situația aia în care la finalul fâstului să fie câțiva stropi așa, care nu spulverizau, era pulverizarea foarte bună. Și avea un tub mai lung, așa cumva. Și iarăși am încercat, țin minte, atunci am încercat la rețeta de la Varomor a ucrainenilor, era și metoda de a trata cu din ăsta acid oxalic dizolvat în apă și era rețetă și era rețetă și cu timol dizolvat în alcool care să fie pulverizate. Și la acidul oxalic știu că am încercat și la 5-6 fâsuri se bloca și trebuia să scot serpentina aia, să o țin în apă ca să se dizolve și după aia să fac din nou. Dar era foarte complicat, era și inclusiv o rețetă de amestec în care făgea și timol și acid oxalic. Erau mai multe rețete, aveau un fel de cărticică, avea varomorul
Și mă chinuise, țin minte atunci, ca să era scris în caracterele lor în ucraineană, ca să îmi explic cineva exact ce scrie. Dar cu fureto, dădeam, cu copii de fureto, cu diverse copii de fureto. Și am folosit vreo 4 ani la rând am folosit. Numai că mi-am luat-o. Mi-am luat-o și după aia am început să înțeleg lucrurile. Prin pulverizare ați încercat? Ați probat? Scabatox prin pulverizare? Nu, n-am dat niciodată prin pulverizare, nu, nu, nu. Nu, deci doar cu Scabatox singura chestie care am dat-o a fost cu aceste aparate tip Fureto. Pentru că eu am aplicat prin pulverizare și a fost un număr foarte mare de păduri care au căzut. Nu, eficiența lui, ca și a unui varachet sau unui mitac dat prin fumigație, este foarte bună. Este o eficiență foarte bună cu o singură precizare. Este foarte eficient asupra păduchilor foretice, a păduchilor aflați pe albină. În schimb, este total ineficient asupra păduchilor aflați în zona de puiet căpăcit. Problema care se pune? Există tratamente care au o acțiune prelungită. Spre exemplu, benzile de varostop. Spune în respectivul prospect și au și niște studii că ar fi eficiente până la 35 de zile. Acid oxalic prin picurare. Sunt studii care arată că au o eficiență de până la 7 zile prin vaporizare, prin asta cum se cheamă, sublimare. Prin sublimare au o eficiență de până la 4 zile, adică sunt studii care arată o eficiență prelungită. Ce se întâmplă? În momentul în care ai făcut un tratament prin pulverizare, prin această vaporizare cu fureto, prin fumigație, dacă faci pe benz cu mitac, varachet, cu alte substanțe, sau nu știu, chiar și cu scabatox sau cu cum era, varotraz, nu știu cum se cheamă aia, care practic are cam aceeași compoziție ca și scabatoxo, aceeași concentrație. Deci varoades, habar n-am cum se cheamă. Oricum, toate substanțele acestea sunt eficiente vreme de cât? De 10 minute, un sfert de oră, jumate de oră maxim. Asta, atât este eficiența lor. După care albinele ventilează, substanța respectivă cum se degradează foarte repede în contact cu aerul, se degradează amitrazul și eficiența lor nu mai există. Dacă după 2 ore după ce ai tratat, dintr-o celulă eclozează o femelă de varoa împreună cu urmașii săi, cât sunt maturi și supraviețuiesc, după care, după, nu știu, 2 zile, după o zi, intră în altă celulă și tu dai peste o săptămână din nou sau peste 3 zile, dai din nou, încă o dată tratamentul, tu vei prinde la fel doar o parte dintre acei păduri care se află pe albină. În timpul acesta îți va rămâne o populație mare de păduri aflați în puietul căpăcit. În acest timp, dacă ești în august, populația de albine oricum scade și practic vei avea o infestare ca după ce tratezi de câteva ori în timpul lunii august, la început de septembrie să ai un procent ca și infestare cel la fel ca la începutul lui august. Și te bucur într-adevăr de ficat, că așa pățeam și eu. Și mă bucuram, spuneam, mamă ce am nimerit, că uite, e plin de păduchi. Când, la primele tratamente, când începeam să tratez, se vedeau pe foaie de control, se vedeau intervale dintre rame, se vedeau rândurile de păduchi căzuți. Mă uitam la urdiniș cu multă satisfacție, spuneam, uite, sunt și păduchi care se zvârcoresc la urdiniș. Ieșeau albinele și cădeau păduchii pe la urdiniș și spuneam, mamă ce am nimerit, mamă ce am omorât, ce deștept sunt eu. După care, în iarnă, familia era slabă. În primăvară unificam. Deci asta am pățit în iarna 2016-2017. Deci m-am dat seama că ceva nu e în regulă. Aveam în Ipotești, în satul de lângă mine, era un om care avea camion, remorc, apicultor celebru în zonă, cu multe familii, foarte bine organizat, cu mulțime de inventar apicol. Omul respectiv aproape că a rămas fără albine, mai avea câteva familii de albine. Cu ce tratase? Ca și mine tratase, că așa era moda atunci. Tratam toți cu noua minune. Și tratasem de multe ori. Adică nu că am dat o dată în august și o dată în octombrie. Tratasem de numai. Că vedeam că tot cad păduchi. Mă bucuram ca prostul că începeau să fie mai roșcovani. Că la început i-am mai mărănit, după aia erau mai deschiși la culoare. Spuneam, gata, ăștia sunt ultimii puiuți. I-am omorât și pe ăsta, gata, am scalvat familia. Dar familia slăbea.
Familia intra slabă, familia după aia era afectată și peste iarnă devenea și mai slabă și în primăvară mă bucuram pe primul zbor de curățire, uite că zboară albină. Dar efectiv la zbor de curățire și în momentul ăla în care începeau în martie, trebuia să facă înlocuirea albinei, familia efectiv scădea foarte mult, se pierdea foarte mult albină, era debilă, era slabă. Dar Și, da. nu eficiența scabatopsului, cred că era problema. Nu, Că metoda în sine de tratament, de a face tratamente în timpul sezonului activ, deci eu asta spun, scabatoxul omora un procent foarte mare din albina foretică, dar nu reușea această metodă de aplicare prin vaporizare, nu avea o durată de acțiune mai lungă. Asta era mare greșeală. Eu nu spun că în momentul în care îl dai, într-adevăr, îți omoară 90% probabil din varroa care se află pe albine. Ajunge peste tot acea substanță, este toxică, omoară varroa, cade varroa, o vezi că cade, o vezi pe foaie de control, o vezi la ordinici că o omoară. Eu nu spun că nu o omoară. În schimb, uitați, acid oxalic. Nu vezi păduchii că cad, nu-i vezi foarte mulți așa, dar cad câteva zile încet și încet tot cad. Mai iese de pe albină, mai intră în contact cu substanța, cad în continuare, iese din pentru că face cad în continuare. Și tu ai practic o perioadă mai lungă de timp în care voi omorâ mai mulți păduchi în prelipul ăsta lor de la o celulă la alta. Asta, ai diferența. Și bineînțeles, lipsind aproape cu desăvârșire efectul toxic ulterior al amitrazului sau al scabatoxului. Bănuiesc că trebuie să-l considerați. Mi-e greu să spun că știi care e problema? Și la studii, la analize, și în regulamentul european și în analizele care se fac, acolo scrie amitraz și metaboliția acestuia. Ori amitrazul este o substanță foarte sensibilă la contactul cu aerul. Ea nu o vei mai găsi, vei găsi în schimb metaboliția acestuia care indică într-adevăr că acolo s-a folosit amitraz. Dar amitrazul în sine nu-l găsești. Amitrazul, inclusiv asta e o problemă și o greșeală pe care am făcut-o și eu. Am zis, bă, dar ce s-a întâmplat să fac cu seringa? Făceam asta soluție pentru un tratament. Îmi fac o dată într-o sticlă de 1 litru, de jumătate de litru, îmi fac soluție ca să am tot sezonul. Și a fost o mare prostie și asta. Pentru că el se degradează foarte ușor. În lipsa substanței inițiale din scabatoc sau din sticluța de varachet, el se degradează foarte ușor. Am aflat după aceea de lucrul ăsta. Varomet ați folosit? Varomed nu am folosit. Problema cu varomedul este următoarea, că este o substanță care are și pe studii făcute, varomedul beneficiază de foarte multe studii și inclusiv pentru omologare, inclusiv în România au fost făcute studii despre eficiența lui, dar rezultatele sunt similare cu ale banalei soluții de acid oxalic cu zahăr și cu apă. Acea rețetă care e foarte studiată și a ajuns la concluzia că rețeta ideală este cu 35 de grame de acid oxalic dihidrat într-un litru de sirop 1 pe 1, nu varianta veche tradițională de 200 plus de 200 de grame de zahăr, 800 de mililitri de apă. S-a făcut studii comparative cu toate rețetele acestea, e clar care este cea mai eficientă. Și eficiența ține de cât timp rămâne pe perișoare albinei, rămân petrele de acid oxalic. Asta face diferența zahărului respectiv. Pentru că inițial care era considerentul? Se considera că păduchii se hrănesc cu hemolimfa albinei și dacă le dai sirop medicamentat albinelor, trebuie să ai o concentrație mică de zahăr ca ele să nu mănânce decât puțin din el, să nu le atragă atât de mult ca să mănânce prea mult, pentru că atunci le afectează sistemul digestiv și vor muri. De aceea era și povestea care după aia că am fost infirmată cu un singur tratament per generație ca să nu le afecteze prea mult, pentru că tratamentul le afectează lor sistemul digestiv și al doilea tratamentul este fatal. S-ar putea fi să le fie fatal. Asta era povestea inițială și a existat un articol celebru prin anii 90, pe finalul anii 90, despre cum tratează apicultorii de Crăciun din districtul Baden-Württemberg sau ceva genul acesta, un articol dintr-o revistă germană care după aia a cunoscut o largă răspândire.
Și acel articol era cu substanța bine în fol, sau nu mă pricep, și care ar avea o eficiență foarte bună și de acolo cumva s-au pornit să a fost foarte popularizat acest tratament. Și în continuare, foarte mulți vor pune acea rețetă. Ei bine, Varomedul ce face? Varomedul, inclusiv în descrierea produsului făcută de către producători pentru autorizarea acestuia, el spune ce conține. Și el conține apă, zahăr, acid oxalic, acid formic, dar într-o cantitate mai mult decât infimă. Deci este o cantitate infimă, efectiv infimă, și inclusiv producătorul spune că nu știe dacă are efect și ce efect are, dar că presupune că ar putea să aibă un efect, chiar dacă doza e foarte, foarte mică, ar putea să aibă un efect de a potența efectele acidului oxalic. E pus pe o poveste în care nu-și asumă nimic. Și de asemenea conține caramel și o cantitate foarte mică de propolis, de propolis dizolvat în alcool. Dar până la urmă acel caramel cumva ar avea rolul ca să asigure fixare și mai bună decât soluția de zahăr. Dar pe teste, pe cifre, nu există nicio diferență notabilă între Varomed și acid oxalic dizolvat în soluție de sirop de zahăr. Deci nu există diferențe procente, nu există nimic. Și atunci întrebarea mea este simplă. De ce aș cumpăra acel produs sau de ce aș cumpăra api bioxal, spre exemplu, ca la fel produse bază de acid oxalic, în condițiile în care ele nu oferă nimic în plus față de acidul oxalic omologat în SUA, Canada și alte state, cu rețetă, cu o groază de studii făcute și în Europa și peste tot, inclusiv cel mai mare studiu pe albine făcut până acum, dacă nu mă înșel, este al profesorului Nanetti, coordonat de profesorul Nanetti, făcut în vreo 10 țări europene, exact pe aceste concentrații de acid oxalic, rețete, care este cea mai eficientă, raportat și la efecte adverse, așa, făcut în multe țări, inclusiv Italia, Spania, Elveția, Germania, Suedia, au fost parcă 10 țări în care au făcut același studiu vreme de mai mulți ani de zile, cu aceleași metodologie, cu o mulțime de cercetători implicați. Și atunci, singura mea problemă cu Varomedul este că nu are rost să dai bani pe ceva care nu este decât apă cu acid oxalic, cu ceva caramel și ceva propolis eventual ca să fie puțin mai diferit. Dar din punctul meu de vedere, părerea mea este că, pur și simplu, anumite substanțe și excipienți sunt acolo doar pentru a-ți da impresia că este ceva mult mai elaborat sau ceva deosebit de banală apă cu zahăr și cu acid oxalic, doar atât. În afară de sublimarea, așa zisă sublimare, a acidului oxalic și stropirea cu sirop în amestec, alte metode, tehnici de administrare? Nu, deci metodele care au fost studiate destul de intensiv sunt cele trei. Picurarea cu soluții de acid oxalic pe intervale, de albine pe albine, metoda prin pulverizare cu un aparat gen fâs-fâs, vermorel, ceva de genul acesta, și metoda prin sublimare. Alte metode nu cunosc. Nu, altele nu cunosc, doar astea am văzut că au fost studiate. Mă rog, este foarte puțin recomandată pentru că are cel mai multe efecte adverse, atât pentru apicultor, cât mai ales pentru albine, este acela prin pulverizare cu vermorelul, cu fâs-fâsul, și este unde a fost omologat, a fost omologat doar pentru un caz special, și anume tratamentul roilor la pachet, doar pentru această situație, pentru că el nu are o eficiență mai mare decât tratamentul prin picurare, prezintă mai multe riscuri, inclusiv pentru inhalare vaporii respectiv, pentru inhalare de către apicultor. Dacă în cazul sublimării imediat simți la plămâni chestia asta, se pare că în cazul pulverizării acumulezi mult mai multă substanță pentru că nu ai aceeași senzație imediat de necăciune pe care o ai și este cumva să fie cea mai periculoasă pentru apicultor. Și de asemenea este un tratament laborios, pentru că trebuie să iei ramă cu ramă, să le stropești,
și mai mult are cele mai multe efecte adverse, pentru că acei stropi vor ajunge și în celulele cu ouă și în celulele cu puietra alvar mic și vei influența, să spunem, lucrurile din perspectiva asta. Vei da inclusiv în miere necăpăcită, vei da peste tot unde chiar nu ți-ai dorit neapărat. Și atunci nu este omologat decât pentru un caz special, și anume tratamentul la pachet. Cel mai eficient este tratamentul prin sublimare, pentru că acidul oxalic acționează cumva ca un, nu știu, ca un câmp minat. Practic se transformă tot stupul, toate suprafețe într-un câmp minat. În cazul tratamentului prin picurare vom avea un număr mic de mine, ca să le numim așa, care sunt pe perișoare albinelor. De aceea contează foarte mult concentrația de zahăr. Dacă ai o concentrație mai mare de zahăr, timpul în care acestea vor sta lipite, acele pete, vor rămâne pe albine, va fi mai mare, până la 7 zile. Și iarăși contează foarte mult la tratamentul prin picurare, temperatura la care se dă, și nu atât temperatura în sine, ci starea familiei de albine. Este ideal când familia de albine se află în ghem și ghemul este oarecum mai răsfirat. De asemenea, se poate da când este suficient de cald, albina nu se află în ghem, e suficient să dai cu fum puțin peste rame, ele se vor retrage între rame, mai ales dacă e o albină cu bucvastu care are această tendință imediat de a se retrage. La alte rase, de multe ori pățești că îți fierbe stupul când începe să iasă albina în sus. Sunt comportamente diferite, dar asta nu contează prea mult. Și atunci poți să dai și când este cald, poți să dai cu acid oxalic prin picurare între intervale. Și tratamentul prin sublimare are dezavantajul că are cel mai puțin timp de acțiune. În schimb, practic, dacă aici faci, nu știu, mii de mine pe albine, în cazul tratamentului prin sublimare se creează extrem, extrem de multe mine pe albine, mine mici pe fiecare perișor. Efectul este de vreo 4 zile în care rezistă acestea, pentru că albinele sunt electrostatice și atrag practic aceste microcristale din aer, le atrag așa cum atrag și polenul, spre exemplu. Ele se fixează pe toți perișorii albinei, acoperă aproape orice suprafață, dar cantitatea efectivă pe suprafață este mică, de aceea nu au efecte atât de negative în cazul ouălor, în cazul puietul larvar mic. Sublimarea are totuși aceste calități. Dar la sublimare trebuie să fie repetate mai des. Oricum, chiar și în cazul tratamentelor acestea pe bază acid oxalic, cât timp există puiet căpăcit, eficiența acestea este în valoare 50-60%. Deci chiar și în situațiile date nu reușește să elimine varoa ca în cazul în care se face tratamentul cu acid oxalic în condiții în care nu există deloc puiet căpăcit, cum este toamna târziu, începutul iernii, când tratamentul acesta este foarte, foarte eficient. Dar are și efecte secundare, pozitive, și principalul efect care a fost văzut încă de la primele studii și care s-a confirmat în zeci de studii după aceea, este că încărcătura de nosema în primăvară este mult mai redusă, semnificativ redusă la albine care au fost tratate cu acid oxalic, indiferent dacă s-au fost prin picurare sau prin sublimare, se observă că este o încărcătură de nosema mult, mult redusă. Cum acționează efectiv acidul oxalic? Principalul mod prin care acționează este prin acumularea acestea pe chelicerele păduchilor valoa. Practic, păduchii au niște piciorușe, au și un organ de hrănire ca un fel de picioruș fals, și acelea sunt suprafețe care, ventuze acelea de pe capete piciorușilor și de pe organul de hrănire, captul organului de hrănire, nu sunt protejate de stat de chitină. Spre deosebire de albine, unde statul de chitină protejează tot corpul, acestea au acele, se văd efectiv la poze făcute super macro, se văd, sunt transparente, sunt niște ventuze, așa ca niște pălmuțe, să spunem, și acelea sunt arse efectiv de către acidul oxalic și mai mult pătrunde și în corpul lor prin absorpție. Și are un dublu efect, dar principalul efect, în general, păduchii mor prin aniție. Efectiv se văd, a fost făcute studii în care s-au cercetat tocmai acest mod de acțiune, pentru a se clarifica, și cei mai mulți păduchi mor de foame.
ei ajung să fie jos, li se ard toate cele chelicere, acumulează foarte multe microcristale pe ele și dacă în cazul tratamentul prin picurare mai sunt care reușesc să intre sub puietul căpăcit fără să le fie afectate toate membrele, fără să fie afectate groaznic și reușesc să supraviețuiască chiar așa cu handicap, în cazul tratamentului prin sublimare efectul este mult mai rapid, adică ele chiar în câteva ore de la sublimare acumulează foarte, foarte mulți astfel de cristale pe piciorușele respective și mor mult mai repede. Asta ar fi avantajul sublimării, să spunem. Dar nu trebuie să ne gândim că gata, am dat odată pe sublimare vara și gata, rămân fără păduchi. S-au făcut studii, s-au făcut prin picurare în mod repetat de 3 ori la interval de o săptămână, prin 4 sau 5 sublimări repetate și au ieșit rezultatele totale cu o reducere a varoa cu 50 ceva, 60%, cam acolo au fost procentele obținute pe studii diferite. Chiar și în cazul aplicărilor repetate, dar ăsta nu este un procent rău în timpul perioadelor de puiet căpăcit. Nu este aproape un procent rău, îți permite să câștigi timp până faci acel tratament în lipsă totală de puiet. Și marele avantaj al acid hidroxalic este că poți să-l faci în timpul sezonului activ. Știu oameni care fac pastoral și care după ce extrag la salcâm fac o serie de tratamente cu acid oxalic sau măcar o picurare odată, după ce extrag la tei fac același lucru, după ce extrag la floarea soarelui fac același lucru. Cu precizarea că dacă fac după tei, fac o singură aplicare, pentru că ele se suprapun cu restul. De practic, extragi la tei și pleci direct la floarea soarelui. Nu ai timp între ele. În schimb, între tei și între salcâm și tei ai un timp în care nu prea poți să ai timp liber. Dar chiar și așa ajută foarte mult. Și știu oameni care se bazează exclusiv sau aproape exclusiv pe acid oxalic și sunt apicultori cu multe familii de albine. Adică nu, care trăiesc în chestia asta și nu-și permit să se joace. Mersi frumos, Gabriel, pentru completări. Folosești și altceva în afară de oxalic? Eu am folosit prima dată acid oxalic în 2016. Până în august 2019 n-am folosit decât acid oxalic, cu rezultate foarte bune. Eu, după ce am început să folosesc acid oxalic, mai mult de 30-40 păduchi pe foaie de control nu am mai văzut niciodată. Eu, infestație masivă de păduchi nu am mai avut niciodată după ce am început să folosesc acid oxalic, să spun cât se poate direct. În 2019 am folosit pentru prima dată benz de varostop. Dintr-un motiv foarte simplu. În august, e lună de concediu, abia aștept și eu să extrag la floarea soarelui și să plec în concediu. La vremea respectivă mai creșteam și măgi destul de multe și ajungi la o saturație, efectiv, testatul de albine și atunci soluția era ca să nu tratez în mod repetat prin sublimare după extragerea de la floarea soarelui. Am pus benz de, asta, de varostop. Am făcut chestia asta până anul trecut. Anul ăsta tot, numai acid oxalic am dat, n-am mai pus deloc varostop. Dar în continuare n-am mai avut probleme, adică asta a fost situația. În afară de 2019, 2020 și 2021, când am folosit în august varostop, după care în toamnă, iarnă, niciodată n-am ratat tratamentul. Dacă am dat toată în noiembrie și nu eram 100% sigur că nu am deloc puiet căpăcit, l-am repetat prin sublimare și în decembrie. La început, când dădeam primii ani, dădeam prin sublimare pe timp de vară și pentru că aveam mare încredere în picurarea de iarnă, dădeam întotdeauna iarna în noiembrie, în decembrie, când puteam, când prindeam o zi bună, dădeam prin picurare. După care am început să nu mai dau deloc prin picurare din comoditate. Mi este mult mai simplu să tratez prin sublimare, cu sublimatorul. Și eu sublimez pe urdiniș. De obicei seara, mă prinde noaptea de fiecare dată, mai ales dacă fac vara, trebuie să fie întuneric, pentru că dacă este cald, albinele stau barbă la urdiniș și atunci aștept să se întunece, dau eventual cu un fâsfâs cu puțină apă ca să intre, după care blochez urdinișele cu tifon din ăsta pentru gospodine care fac brânză, cumpără prin piețe tifon, din cauza că inițial am încercat să folosesc ciorapi și conțin și fibre artificiale și spânătura este fierbinte și efectiv se topeau. Tifonul ăla este din bumbac și nu,
nu se arde, nu se topește atât de ușor. Și asta făceam, blochez, dacă am un rând sau la față de camion, blochez toate urdinișele, sublimez în toate, în tot stupii, pe la urdiniș, doar pentru un colț bag capătul ăla și sublimez și le las pe toate, le las pe toate închise până termin rândul respectiv sau termin fața respectivei camion, pentru că altfel în momentul în care ei uneori ies albinele supărate, ele în momentul în care sublimez intră așa într-o stare de activitate, dacă nu ai acoperit urdinișul imediat vin pe tine destul de multe și te înțeapă chiar și noapte pe întuneric, dar după aceea, nu știu, după 30 secunde, un minut, se liniștesc, ca să nu s-ar fi întâmplat nimic. Deci au momentul ăla de ventilație, de bâzială când sublimez, după care foarte repede se liniștesc. Și eu prefer să le țin închise puțin timp, nu știu, câteva minute, cât durează, depinde acum cât sunt, poate uneori mai mult, să le țin închise până când acei, nu știu cum să spun, acele microcristale din suspensie din aer se fixează cât mai mult de suprafețe. Pentru că ele încep să ventileze și iese, dacă le iei repede de la urdiniș, vezi cum iese ca un fum alb și pe urdiniș, pentru că ventilează efectiv aerul din interior. Dar oricum, eficiența este foarte mare și eficiența este mare și dacă pui prea puțin și dacă pui prea mult. Și dacă pui prea mult, adică dozajul nu trebuie să fie neapărat foarte precis. Eu cred că dau o doză destul de mare. N-am pățit să moară măci, n-am pățit să văd că distruge puietul. Nu spun că n-ar avea niciun efect, cum spun, niciun efect advers, dar eu n-am văzut un tratament care să fie atât de bine tolerat de către albine, cu atât de puține efecte adverse, care să fie și eficient. Deci, pur și simplu, pentru mine, agidoxalic este tratamentul ideal. Și asta în condiția în care am folosit an la rând doar acidoxalic. Dacă cineva te-a ascultat, ai distrus o industrie întreagă. Asta e marea problemă a acidului oxalic, că nu face bani. Adică cu acidul oxalic îți cumperi un borcan de la din kilogram, nu știu cât e, 30 de lei, habar n-am cât este acum un borcan din ăla, și cu el tratezi o groază de familii de albine, chiar dacă ești un mare apicultor. Adică îți ajunge, nu știu, pentru 200-300 de familii să tratezi cu un singur borcan. Da. Deci e un tratament foarte ieftin și este un tratament care pe studii, și cred că nu există niciun alt tratament care să aibă atât de multe studii ca acidul oxalic, făcute pe mai multe continente. E un tratament care este omologat de către autorități de reglementare serioase din lumea asta. Statele Unite ale Americii, Canada, cred că și Noua Zeelandă este între cele care au chestiunea asta. Și în care este aceeași rețetă, s-a ajuns, să spunem, după sute și sute de studii și de teste comparative, s-a ajuns la o rețetă cozată a fi ideală, care este aceeași în diverse medii climatice, care funcționează. Nu există încă și probabil nici nu va exista vreodată o rezistență, pentru că este un efect mai mult mecanic. Adică e ca și cum ai spune că, nu știu, la un moment dat oamenii, din cauza că se mai ciumăgesc între ei, o să capete rezistență la topoare în cap. Nu prea ai cum să capete rezistență la așa ceva. La o substanță chimică, da, este acest proces de miliardizare, dar nu în cazul acesta în care vine cineva și îți tai efectiv niște membre sau îți arde niște capete de membre. Deci, și mai mult acidox. Da. Ca să lămurim, cu cât cristalul este mai fin, mai mărunt, cu atât efectul este mai bun. Deci finalitatea este că spargerea cristalului prin dizolvarea lui sau prin evaporare, ca să spunem așa, este ceea ce ne interesează. Obținem un cristal foarte fin, cu muchii tăioase. Da, și numai asta, obținem o dispersie foarte, foarte bună. Adică dacă în cazul peterilor de pe albine, cum este în tratamentul prin picurare, există un număr relativ mic de pete. Ce se întâmplă? Albinele pe care le atingi cu substanță intră în interiorul ghemului, se ating de alte albine și atunci o să ai niște, de asta spun că acționează ca niște mine de personal. O să ai niște pete pe albine, pe mai multe, pe mai puține, asta e situația, e greu de spus. Și poate că unii pădui vor reuși să evite acele pete. Dar în cazul tratamentului prin sublimare, practic acoperi totul cu o pudră fină. Tot stupul, tot ce este în stupul respectiv se acoperă cu acea pudră fină și șansele ca păduchii să le evite sunt infime. Sunt zero, probabil.
Da, oricum, chestia este că acidul oxalic, la fel ca și acidul formic, este folosit în natură ca substanță cu efecte toxice împotriva carienilor. Care pe Că lanț. vorbim de păduri de plante, că vorbim de păianjen în care vânează asta furnici sau alte chestiuni, de milioane și milioane de ani. Și încă nu a existat, încă nu există nicăieri un acarian care să reziste la doze de mari de acid oxalic sau că la doze mari de acid formic. Pătrunjelul, spre exemplu, are cantități foarte, foarte mari de acid oxalic în el. Frunzele de pătrunjel, banale frunze de pătrunjel. Spanacul. Spanacul iarăși are. Sunt multe substanțe care conțin acid oxalic. Tocmai asta ca să se protejeze. Asta e motivul pentru care își păstrează frunza așa frumoasă și curată. Pentru că corect. Majoritatea legumelor, primul atac care se produce, se produce asupra frunzelor. Corect. Dar, din punctul de vedere al dăunătorilor, să vorbim la modul general. Dar spanacul, cum o cheamă, pătrunjelul, au niște frunze spectaculoase. Corect. Și rezistă până toamna târziu sau... Adică dacă ai salată și spanac lângă, vezi că salata începe să o mănânce și melce și toți, asta la altă rezistă spanacul. La fel, pătrunjelul arată bine și frumos până dă săpada peste el. Da. Motivul e tocmai acest oxalic. Plus că acidul oxalic se regăsește în mod natural în miere. A existat un studiu al Comisiei Europene, o cercetare, tocmai pentru a determina dacă acidul oxalic, care este cantitatea de acid oxalic admisibilă în miere. Există o directivă europeană sau un regulament, ceva, cu cantitățile maxime de substanțe folosite în agricultură, domeniul ăsta sanitar veterinar, care sunt admisibile în diverse alimente. În cazul acidului oxalic, concluzia a fost că el se găsește în mod natural în miere, oricum nu este toxic pentru oameni decât în cantități foarte mari, prin ingerare, și că chiar și în cazul tratamentelor cu substanțe care s-au făcut cu cantități mai mari decât cele folosite în mod uzual, cantitatea de acid oxalic din miere nu a suferit modificări semnificative și de durată. Adică chiar dacă, să spunem, imediat după tratament, poți găsi în miere cantități mai mari decât cele obișnuite în miere, el se reglează la un anumit procent, la un anumit interval, în scurt timp după tratament. Adică mierea cumva va avea o cantitate de acid oxalic care este aceeași și la stupii tratați, aproximativ aceeași la cei tratați și la cei netratați. Adică mierea conține practic substanța respectivă în cantitățile respective. Și să mai subliniem un aspect. Organismul uman este pregătit și are toate cele necesare ca să îndepărteze acidul oxalic din organism. Corect. Pentru că de-a lungul vieții noi îl îngurgităm, ba prin pătrunjel, ba prin spanac, și dacă e cazul prin miere de albină, a căror albine au fost ratate cu oxalic, așa, dar organismul uman este pregătit pentru treaba asta. Este făcut să funcționeze în prezența acidului oxalic, să-l transforme, să-l folosească dacă trebuie, să-l elimine dacă nu. Bineînțeles, da, orice altă substanță în exces produce efecte negative, pietre la rinichi, de exemplu. Dar... Da, depinde acum și de care pietre, că sunt unii care au pietre din strupit, alții care au pietre sigur. Din acid lactic, care nu sunt afectați, doar cei care au oxalați de calciu. Da. Sublinierea asta, formicul și oxalicul, organismul uman, chiar dacă le ingerează, este pregătit să le elimine. A fost o lungă perioadă de timp în care primăvara oamenii se lăsau mușcați de furnici cu bună știință, da, pentru a îndepărta puricii și alți dăunători, ca păduchii, puricii și așa mai departe, căpușele. Da? Era o tehnologie. Sunt, dacă vreți, în istorie și mai ales în vestul sălbatic, cowboyii practicau treaba asta, lăsându-se mușcați de furnici, în ideea de a îndepărta ceilalți dăunători. Deci, finalitatea care totuși trebuie să o obținem. Tratarea lui cu oxalic și formic afectează aproape deloc albina, sau nu sunt cunoscute încă studii care dovedesc afectarea albinei,
în cealaltă parte, da? Chiar dacă consumăm oxalic sau formic, corpul nostru este pregătit pentru ele, știe ce sunt, cum să le elimine și cum să le gestioneze. Tare îți mulțumesc, Gabriel, tare îți mulțumesc că ai lămurit treaba asta. Da, cu plăcere, eu o să mă retrag, că e foarte târziu. Vă urez o seară bună, multă sănătate. Crăciun fericit. La mulți ani, Ionel, la mulți ani tuturor care mulțumesc, poartă numele de Ioan. Mulțumesc. Deja este Sfântul Ioan astăzi. Tu ești o seară bună și multă sănătate.